Cismigiu et Camp de Grigore Băsenaru. Capitolul 1 Gaudeamus Igitur. Romanul de botează, în momentul în care chiar autorul său, Grigore Băsenaru, citește în ziarul Universul un anunț pentru absolvenții liceului Gheorghe Lazar, promoția anului 1926, secția modernă, al căror diriginte a fost profesorul Marinescu N. Nicolae, care sunt rugați să trimită un răspuns în care să confirme participarea lor la întâlnirea prilejuită de trecerea a 15 ani de la terminarea liceului către fostul lor coleg, actual medic, pe nume Nicolae Georgescu. De aici începe derularea fascinantului firat de amintiri ale autorului. O prima amintire este cea referitoare la fostul său coleg, cel care acum dăduse anunțul de reîntâlnire, care pe atunci era cel mai înalt din clasă, dar care, datorită faptului că nu vedea bine și purta ochelari, stătea mereu în prima bancă. Urmează o scurtă discuție prilejuită de telefonul dat de autor, care era Poreclit Tirpeu, poet antic grec, deoarece compunea poezii și compune deosebit de frumoase. Autorul anunțului, deci, se numea Nicolae Georgescu, care avea mai multe porecle, precum Naie sau Tata Mare sau Lola Girafa. Acesta avea acum un băiețel de 3 ani. Aflăm în această convorbire că la această întâlnire vor participa și profesorii din cei 8 ani de școală. Petrecerea se va continua apoi, bineînțeles, la restaurantul Monte Carlo din grădina Cismigiu, grădină care este descrisă ca fiind un loc de poveste, misterios, cu arcade înmesmate de flori, copaci seculari și ale prietenoase, cu bănci și scaune frumos așezate. Parcul, pe vremea când ei erau elevi, nu era despărțit de liceu, ci trecerea se făcea direct printr-o alee pe care elevii treceau direct din curtea liceului în parc. Elevii erau îndrăgostiți de acest parc în care ei aveau reperele lor de întâlnire, de exemplu restaurantul Monte Carlo, la Buturugă, locul unde serveau lapte bătut, debarcaderul și lacul care legăna bărcile între costiților. Aflăm acum și apelativele unor profesori precum Costică Ionescu, directorul liceului, zis Barbă, deoarece avea o barbă roșiatică frumos aranjată. Mitică Ionescu, profesorul de gimnastică, zis Cioc, care avea un cioc frumos aranjat. Sterică Enochescu, profesorul de latină și franceză, zis Barosanul, care era și dirigintele lor. Atila, profesorul de istorie, îi se spunea astfel datorită staturii lui impunătoare. George Drăgănescu, profesor de filozofie și drept, zis tânărul, căruia îi se spunea astfel deoarece se adresa elevilor cu apelativul tinere. Octav Anastasescu, profesorul de științe, zis crăcănel, deoarece era mic, gras, cu gușă și burtă, bineînțeles, care mergea crăcănat. Întâlnirea urma să aibă loc în următoarea zi de joi la orele 18, iar Grigore Băsenaru a ajuns ca de obicei mai devreme în curtea liceului, deoarece nu obișnuia să întârzie, deci când era elev, iar acum la o astfel de întâlnire nu dorea să se dezmintă. Liceul este văzut acum după aproape 20 de ani cu ochii mai atenți la detalii. Clădirea liceului este vopsită în alb și albastru, la fel ca și atunci când fusese elev și de asemenea, și se asemăna cu cerul de vară. Alb-albastru, culorile specifice lăzăriștilor, culori iubite atât de mult de elevi și profesori. Aflăm aici despre culorile și apelativele altor licee, precum Liceul Sfântul Sava, albastru ca sineala de rușă, Mihai Viteazu galben, dovlecar, Matei Basarab alb, lăptar, Liceul Gheorghe Șincai verde, ca prazul, Liceul Spiru Haret mov, pal, culoare asemănătoare cu cea a lăzăriștilor.
Cuvintele de dinaintea întâlnirii prilejuiesc pentru autor o regăsire dureroasă cu spiritul viu al liceului, pe care cu regret ne spune că de multe ori l-a trădat cu colegii și care se ascundeau în boscheții din parc, în care căutau refugiu când nu știau lecția la vreo materie. Pe timpul cât fusese licean, trecerea în liceu se făcea direct printr-o poartă mare și nu ca acum, când liceul este separat de parc cu un gard. Autorul își amintește că liceul avea în partea dreaptă a clădirii o sală de gimnastică care se transforma în sală de sărbători, la care el cânta ca sopran și altist în primii ani de școală, iar mai târziu ca tenor și bas. Capitolul 2. LGL33. Capitolul 2 începe cu o amintire din primul său an, în care începe cursurile la liceul Gheorghe Lazar. Autorul, copil fiind, era trezit de tatăl său, care era director de școală primară. După prima zi, elevul Băzânarul nu dormise prea bine și deoarece se gândise toată noaptea la cuvântarea pe care o ținuse directorul liceului în ziua deschiderii cursurilor, trezindu-se destul de obosit, îi povesti tatălui său de ce dormise atât de rău și când veni vorba de domnul director, îl numi cu porecla pe care elevii i-o și dăduseră, adică barba. Tatăl său îi interzisese să mai folosească această poreclă la adresa directorului, deoarece, director fiind și el, se simțea jenat de faptul că elevii, prin poreclirea profesorilor, le stârbesc din autoritate și, pierzându-și oarecum respectul pentru ei, nu mai dau atenția cuvenită materiei predate, fapt care le poate aduce tot felul de necazuri și probleme în viitor. După trezire și micile activități ale dimineții, urmă drumul spre liceu, pe care de acum tânărul Băzânaru îl parcurgea singur la cei 10 ani în țări, iar acest lucru îl responsabiliza, determinându-l să nu stea de vorbă pe stradă cu nimeni și nici să nu se uite la vitrinele frumos aranjate de pe bulevard, deoarece ar fi putut întârzia și asta i-ar fi adus o mustruială zdravână din partea tatălui său. Mergea spre liceu cu mare mândrie, deoarece era îmbrăcat cu uniformă nouă, încălțămintea, iozanul, totul erau noi, ceea ce îi atrăgea trecătorii dimineții cu privirea, care îl admirau și el credea că mai ales pentru faptul că fusese capabil să intri la liceul Gheorghe Lazar, spre care el acum se îndrepta cu atâta gravă. După ce ajunse în noua lui clasă și făcu cunoștință cu colegii, prezent, intră un domn înalt, slab, cu nasul coroiat, ochii negri, mustață mică neagră, cu părul despărțit de o cărare la dreapta, care s-a prezentat ca fiind pedagogul Pavelescu, un personaj care avea misiunea de a înființa clasele de regulamentul școlii, manualele pe care trebuiau să și le cumpere elevii și care dorea să pară foarte sobru, scurt și la obiect, în cele ce le avea de transmis, de frica unor întrebări din partea elevilor, întrebări la care era posibil ca el să nu știe răspunsul. Inevitabilul se produse și un elev cu părul roșu și ciufulit pe nume Stoica Dan îl abordă cu încredere și dezvoltură pe pedagog. Întrebările elevului erau firești, referitoare la librăria de la care se puteau cumpăra cărțile, dar pedagogul se simți ca și cum nu fusese destul de clar și îi răspunse răutăcios că le pot cumpăra de la orice librărie. Lăsând un aer de mirare vis-a-vis de o astfel de întrebare, atât de banală, al cărui răspuns era ușor de intuit, însă elevul Roșcovan îi mulțumi impasibil de răspuns și astfel își atrăsese admirația tuturor încă din prima zi. Elevul Pășenaru se așeză la întâmplare într-o bancă cu un elev mai mare, de statură, care îi răspunse cu superioritate întrebărilor timide ale tânărului nostru, că el știe și cunoaște multe, deoarece este repetent. Despre noua materie cu nume bizar, zoologia, îi explică că este un fel de intuiție ceva mai grea. Când despre pedagogul care le dădu informațiile despre manuale, spuse că este un fleț venit de la școala normală, unde fusese un simplu supraveghetor de ordine. Aranjarea în bănci se definitivă la ora de gimnastică, unde profesorul poreclit Cioc
Îi așeză în bănci, după înălțime, și astfel tânărul Băzenaru ajunse în prima bancă, alături de încă doi băieți considerați de treabă, cu care s-a și împrietenit imediat. Pedagogul Pavelescu a revenit și în următoarele zile să transmită fiecărui elev numărul matricol cu care urma să vină cu sus pe haină, pentru a fi mai ușor de identificat, deoarece disciplina aceasta de identificare personală a fiecărui elev inspira respectul și teama în cazul în care ar fi făcut vreo gafă să fie imediat identificat și eliminat. Capitolul 3. Teza la română. Liceul Gheorghe Lazăr se află acum în primul său an de funcționare după primul război mondial, care se desfășurase între anii 1914-1918 și de aceea profesorii se tot schimbau în fiecare an. Printre cei mai longevivi profesori ne sunt prezentați următorii: Terie Enochescu de franceză, Dimitrie Coracostea de română, Spiridon Popescu de matematică, Victor Anastasiu de zoologie, Grigore Niculescu de istorie și Ion Costescu de muzică. Tânărul Băjenaru, al cărui tată era director de școală primară, citise multe cărți din biblioteca tatălui și avea o plăcere și o ușurință deosebită să compună și să scrie, astfel că, încă din primul an de liceu, obținu nota 10 la teza de la român. Această amintire era cu atât mai prețioasă cu cât nota fusese dată chiar de Camil Petrescu, care era pe atunci profesor de română la liceul Gheorghe Lazăr. Subiectul tezei fusese o amintire din viață, în care Băzenaru descrisese momentul de bucurie pe care îl simțise la întoarcerea tatălui său din război. Această notă, precum și faima pe care o căpătase odată cu ea, o păstră cu îndrăgire pe tot parcursul liceului. Tatăl său îl ajuta de fiecare dată la temele de română, deoarece dorea ca fiul său să fie cel mai bun din liceu la această materie. Într-o seară, tatăl său întârzie acasă atât de mult încât tânărul Băzenaru își făcu singur tema. Sosit într-un târziu, pe la orele 10 seara, tatăl său îi citi compunerea și rămase uimit când află că fiul său a scris-o singur, fără să se inspire din nicio carte, fapt care îl determină ca de atunci să lase să-și facă singur tema și la român. Acest moment îi atrăsese aprecierea atât de mult așteptată a tatălui său, în ochii căruia crescuse foarte mult. Capitolul 4. Crăcănel. Într-o zi, elev fiind în clasa a doua, își amintește că profesorul Octav Anastasescu, zis Crăcănel, a chemat-o la liceu pe mama unui coleg pe nume Gheorghe Marinescu, care venise la liceu fără numărul matricol cusut pe haine, așa cum prevedea regulamentul liceu. Mama colegului era o femeie cochetă și foarte frumoasă, care la auzul acuzației aduse de profesor îi răspunse: mă surprinde, domnule Crăcănel. Moment în care toată clasa și profesorul au rămas încremeniți. După ce profesorul rămase uimit și fără replică, auzind cum este numit cu apelativul Crăcănel, tocmai de mama unui elev și mai ales în fața clasei, reușește să-și revină cât de cât și răspunse: doamnă, nu mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Octav Anastasescu. Crăcănel îmi spun pe zevenchii ăștia. Stând pe banca din fața liceului în așteptarea orei de începere a întâlnirii, altă întâmplare îi veni minte lui Băzenaru, în care actor era tot Crăcănel. Acesta urma să le dea teză la clasa a șasea și a întâmplat puțin după ce a sunat de intrare. Neliniștiți mai mult, elevii au citit în fața clasei să-l aștepte și luați fiind cu vorba despre ce ar fi putut să le cadă la teză, au uitat de profesor și, când unul dintre ei întreabă: mă, dar ce-o fi cu Crăcănel? Profesorul, care ajunsese mergând foarte încet pentru a nu fi auzit, răspunse: uite-l pe Crăcănel,
Astfel, profesorul le aplică pedeapsa pe care o plănuise de la întâlnirea cu mama elevului care îl numise Căpănel și care a constat într-un subiect foarte complicat, încât toată clasa a luat nota 3 la teza de la botanică. O întâmplare în care protagonist a fost chiar Băzenaru a fost în ziua în care profesorul a întrebat cine citește frumos, iar colegii au răspuns într-un glas că Băzenaru. Și astfel, el a fost pus în situația de a citi în fața clasei, moment în care a simțit o mare emoție pentru că fusese numit de colegii săi care îl apreciau în majoritate. Acest moment, care la început fusese un motiv de laudă, se transformă într-unul de critică din partea profesorului, deoarece, din fragmentul citit, se înțelegea că odată un călător, care aflându-se în America, prin locuri în care soarele este arzător, fără urmă de apă sau umbră, întâlnește în drumul său o colibă înconjurată de câțiva cocotieri. Călătorul este invitat de indianul care locuia acolo și la masă, servit fiind cu cele mai bune preparate, proaspete și gustoase, călătorul a fost surprins de bogăția sortimentelor de mâncăruri și băuturi delicioase. Fiind întrebat de unde a procurat toate aceste alimente, indianul îi răspunse că toate erau făcute din acest copac, singurii din zona aceea aridă, care se numeau palmieri, de la care el culegea nuci de cocos. Când povestirea era pe la mijloc, profesorul ca îl opri pe Băzenaru pentru a explica cuvintele mai puțin cunoscute, moment în care îl întrebă și pe Băzenaru. Dacă nu crede că ar fi fost mai bine ca autorul fragmentului să fi folosit cuvinte comune și ușor de înțeles pentru toți cititorii. Iar Băzenaru răspunse printr-o povestioară care părea educativă la început, dar care la final a atras indignarea profesorului, care trimise un bilet către tatălui Băzenaru în care îi cerea părerea și o explicație referitoare la povestirea de ochiată a fiului său. Povestioara nevinovată se referea la rugămintea unui om către soția sa de a trimite o telegramă la un hotel în care să-i facă rezervare pentru o cameră încălzită deoarece era iarnă. Soția sa scrie câteva cuvinte în limba română și câteva în limba franceză și a scris: rețineți o cameră și o fată pentru mâine seară. Greșeala scrie a fost folosirea cuvântului francez chambre chauffée, care se traduce în limba franceză un dormitor încălzit, adică în care să se afle o fată cu care să doarmă clientul. Era corect să scrie un salle chauffée, care se traduce o cameră încălzită, din care se înțelegea clar rugămintea de a rezerva o cameră în care să fie cald și nu în sensul de căldură sufletească a unei ființe umane. Profesorul profund indignat îi ceru lui Băzenaru să aducă un bilet de la tatăl său în care să-i spună dacă i-a plăcut această anecdotă porcoasă. Pus într-o asemenea situație, Băzenaru și înțelegând de-abia atunci greșeala, se frământase toate zilele și nu dormise nopțile de ordine practică profesorului. În ultima clipă a dimineții, în care trebuia să aducă răspunsul, îi mărturisi tatălui său pozna, iar acesta supărat la culme, scrise un bilet în care îi ceru scuze profesorului pentru greșeala fiului său și îl asigură că va lua măsuri. Capitolul 5. La tinerimea română. O altă amintire reveni în minte, de data aceasta una tristă, care se petrecuse în clasa a doua la ora de limba română, materii la care l-avea ca dascăl pe Toma Diculescu. Acesta era un profesor dedicat în totalitate limbii române și autorilor ei clasic. În ziua de 19 noiembrie 1919, profesorul anunță cu adâncă tristețe clasa că marele poet Alexandru Vlahuță murise. La propunerea profesorului, elevii au fost de acord să cumpere și să primită o coroană de flori. Altădată, tot la limba română, undeva în luna mai, cu ocazia concursurilor organizate de revista Tinerimea Română, se cere de la cancelare o listă cu cei mai buni elevi din clasă la română, iar profesorul îl trimite alături de alți elevi cu note peste 8 și pe elevul Băzenaru. Subiectul lucrării a fost o poveste la care elevul Băzenaru a scris o poveste aflată
de la îngrijitoarea școlii, unde tatăl său era director. Povestea se numea Cei cinci pungași și Ste. Scopul celor cinci era să-și facă rost de niște merinde și de o masă îmbelșugată, de aceea puseseră la cale mai multe pungăjii pe care băjenarul le prezentă în lucrarea sa. Capitanul celor cinci pungași le spuse că primul lucru de care au nevoie pentru a deschide o ușă și să inițieze o discuție cu cei pe care urmau să-i păcălească era să se prezinte în haine scumpe. Pentru a face rost de haine, intră într-un magazin și ceru să proveze cele mai bune costume. Iar la întrebările celor patru pungași, îi răspunseră după cum le pusese vorba că nu stă prea bine cu aceste haine, iar căpitanul lor, prefăcându-se înfuriat, ceru și o pălărie și un baston. Iar cei patru pungași îi răspunseră după cum le pusese vorba că acum arată mai rău și că nu stă deloc bine cu aceste accesorii. Iar el, prefăcându-se enervat pe ei, porni să-i alerge până își pierdu urma, iar negustorul rămase păgubat. Având nevoie și de încălțăminte adecvată și văzând un popă care tocmai ce-și cumpărase o pereche de ghete noi, cu care mergea cam greu, și văzându-l oprindu-se să se odihnească puțin, îl abordară cei cinci pungași care, prefăcându-se că se ceartă, vorbeau tare și se împingeau mai să se bată. Atunci popa interveni și dorind să-i împace, află motivul supărării lor. Pungașii îi spuseseră că se certau și se contraziceau, deoarece unul spunea că popa are la un picior 6 degete. Așa că popa, credul, zâmbind și descălțându-se, le arătă piciorul. Văzând că le merge cu această minciună, un alt pungaș spuse, nemulțumit, că el nu zicea de piciorul drept, ci de piciorul stâng. Și popa zâmbind se descălță și de gheata din piciorul stâng. În acel moment, cei doi pungași care se certaseră, luară fiecare câte o gheată și prefăcându-se că se bat cu ele, s-au îndepărtat și fugiră de lângă popă, lăsându-l cu picioarele goale. Pe seară, căpetenia pungașilor le spuse celor care nu făcuseră încă nicio ispravă să se gândească și ei cum să facă rost de ceva bun de mâncat. Cei doi pungași spuseră că vor face rost de pește, de pâine și de undele. Dimineața următoare, unul dintre ei se îmbrăcă și se încălță cu hainele și ghetele furate și plecă la târgul de pește. Ajuns la târg, puse ochii pe un crap mare și roșu și îi spuse negustorului să-l cântărească. Iar când trebuia să plătească, îi spuse că nu are acum atâția bani la el și să-l trimită pe băiatul ajutorul de la magazin să-l ajute să-l care până la ușa bisericii, deoarece peștele îl va plăti tata popa Petrache, care era, așa zis, fratele său. Negustorul credul trimise pe ajutorul său să care peștele împachetat până la ușa bisericii, iar când pungașul lua peștele din brațele băiatului și intrând în biserică îi spuse să aștepte acolo până va veni părintele Petrache să-i plătească. Odată intrat la popă, pungașul îi se plânse acestuia că este afară la ușa bisericii fratele său, care are probleme cu mintea și că pretinde tot felul de lucruri de neînțeles și îl rugă pe popă să iasă și să citească. Poate își mai revine în fire. Băiatul, ajutorul negustorului de peste, văzând că nu se înțelege cu popa, plecă la prăvălie unde încă o bătaie bună ca să se învețe minte și să nu mai dea marfă pe datorie dacă nu își cunoaște clientul bine și să nu se mai aducă hainele clienților, oricât de scumpe ar fi acestea. Pungașul care spusese că face rost de un de lemn, plecă la braț cu un ulcior și băgă în el un burete mare. Odată ajuns la băcănie, ceru un de lemn de cel mai bun, iar la final, când fu să plătească, pungașul se prefăcu nemulțumit de acest preț atât de mare. Dădu ulciorul înapoi negustorului să-l răstoarne în butoi și să-i dea ulciorul. Pungașul plecă spre casă repede și ajuns la hogeacul lor, sparse ulciorul și stoarse bine buretele de ulei. Pungașul nu mai putea de bucurie că, torcând buretele, avea atât de mult ulei încât ar fi putut să prăjească chiar și trei crap, nu unul singur. Pungașul, care plecase după pâine, se opri la o brutărie. Se duse la brutar cu o monedă de 5 bani
spunându-i că a rămas dator la el acum câteva zile, când a mai cumpărat pâine de la el și că acum, fiind la cumpărături, prin târg, a venit să-i aducă datoria. Brutarul, cu toate că nu s-a amintise de el, primi monede apreciindu-l pentru cinstea și omenia de care a dat dovadă. Pugasul, însă, după ceva timp, se întoarse la brutar și spuse că, deoarece a făcut atâtea cumpărături prin târg, tocmai ce a rămas fără bani de pâine și îl ruga să-i dea 4 zile pâi, promițând că îi va aduce bani imediat cum ajunge acasă. Înapoi, și vă dați seama că nu s-a mai întors cu banii nici astăzi. Cei 5 pungași aveau acum pește, un de lemn și pâine. Pentru a prepara peștele, pungașii merseră la un handiu vestit și spuseră să le pregătească peștele până se mai uită ei prin târg și că vor veni să mănânce la prânz, când vor dori să bea și vinul cel mai bun, că despre plată spuseră că o vor face așa cum se cuvine după ce vor mânca. Au mâncat și au băut bine pungașii și chemară pe handiu să le facă socoteala. Iar spre norocul lor, handiul era prins cu ceva trebuie la grajduri. Hagiul credul trimise pe teșghetarul său să le spună costul celor 5 pungași. Iar ei băgară toți deodată mâinile în buzunare pentru a plăti. După metoda lor preferată, se prefăcură că se iau la ceartă. Vezi, doamne, fiecare dorea să plătească doar el toată nota de plată. Neputând să se hotărască, îi spuseră teșghetarului că îl vor lega pe el la ochi și că pe care va pune el mâna, acela va urma să plătească. Când și fugiră, iar teșghetarul legal la ochi se învârtea năuc, sperând să prindă pe unul dintre ei. După un timp, hanziul veni după el și, apropiindu-se, fu prins de teșghetar care îi spuse tare fericit: aha, tu ai să plătești! După ce termină de scris la concurs, elevul Boșenaru se întoarce acasă și îl găsi pe părinții săi care tocmai se pregăteau să mănânce. Tatăl său îl întrebă despre subiectul pe care l-a avut descris la concurs, iar Băjenaru îi spuse că a avut descris o poveste. Încât și fericit, îi spuse că el a scris povestea celor 5 pungași. Iar tatăl său se arătă foarte nemulțumit de alegerea sa, deoarece credea că acesta nu era un subiect potrivit pentru un astfel de concurs. Dar la împărțirea premiilor, elevul Băjenaru nu a fost în sală, crezând că nu are niciun sens și niciun rost să-și piardă timpul la festivitate. Mare însă însă mirarea și surpriza când în dimineața următoare colegii îl felicitare, deoarece fusese singurul din tot liceul Gheorghe Lazăr care a luat un premiu la secțiunea de limba română. Și profesorul de limba română l-a felicitat pentru obținerea premiului 3 pe țară la limba română din partea prestigioasei reviste Tinerimea Română. Acasă tatăl său nu s-a arătat prea impresionat de povestirea cu premiul, însă mama sa a mers cu el la sediul revistei Tinerimea Română pentru a lua premiul. Mama era tare fericită și mândră de fiul său și spunea la toată lumea că băiatul ei este cel care a luat acest premiu atât de important. Tatăl său fusese felicitat de colegii săi din jurul concursului care îi spuseră că fiul său merita premiul întâi. Dorința tatălui era însă ca Băjenarul să iasă premiant pe liceu sau măcar pe clasă. În anii următori, Băjenarul nu a mai participat la niciun concurs organizat de revista Tinerimea Română, deoarece era dezamăgit de felul în care apreciase tatăl său izbânda sa la acest concurs din afara liceului. O altă amintire plăcută de această dată îi reveni în minte fostul elev Băjenaru, care avea darul de a concepe scuze atât de plauzibile pentru colegii săi, care nu doreau să fie ascultați, încât toți elevii veneau să-i ceară ajutorul. Cu toate că colegii cunoșteau diversele minciunele, ei veneau întotdeauna să-i ceară părerea și chiar acceptul de a le folosi, deoarece era posibil ca un alt coleg să o prezinte și astfel să rămână fără scuze. Îi reveni astfel în memorie unitatea și susținerea pe care și-o acordau unii altora pentru a se ajuta în situații grele. Colegul care era desemnat șeful clasei, zis și chestorul sau stăpânul, se numea Curea Constantin.
Acestea își ajuta colegii cum putea astfel să nu fie ascultați atunci când nu învățau și distrăgea prin anunțurile sale atenția profesorilor de la anumite pagini din catalog, pagini pe care se afla numele colegului care îl rugase să-l ajute, pentru că nu învățase. Odată cu trecerea anilor, elevii nu mai învățau așa de conștiincios lecțiile și mici au profesorii inventat tot felul de scuze prin care se scape de ascultare. Acei copii se susțineau între ei, erau uniți în cazul de nevoie și se înțelegeau ca frații. Trucul cel mai folosit era cel în care elevului îi curgea sânge din nas și care era de fapt doar cerneală roșie. Un alt truc era cel cu durerea de măsea, în care falca era umflată cu o bucată zdravână de hârtie, iar fața era legată cu o batistă mare. Alt truc era cel care elevul căzuse pe gheață, asta era posibil doar iarna, iar pentru credibilitate, cel căzut era adus în clasă de alți doi colegi care îl susțineau de subțiori. Un alt truc era acela în care elevul era răgușit și nu putea vorbi. Într-o zi de iarnă, un coleg pe nume Noica Dan, care era cel mai bogat din clasă, venise cu un palton nou de culoare blau marin cu nasturi de os. Când s-a întors de la ora de sport, își găsi paltonul fără nasturi, deoarece fusese rătăiat cu o lamă de unul dintre colegi și astfel, supărat cu o nevoie mare, luă paltonul și îl aruncă pe geam. Acesta a căzut chiar în capul profesorului de sport, zis Cioc, care veni înfuriat la culme și crezând că fapta fusese făcută special, veni imediat în clasă și anunță clasa că va urma o anchetă în care dirigintele lor să stabilească și pedepsirea clasei. Noica Dan a reușit să se răspune pe colegii săi, chiar în timpul orei de sport care a urmat și, cerându-se în pauză pentru toaletă, a mers în clasă și a tăiat toți nasurii la toate paltoanele colegilor. Descrierea unor colegi cu trăsături deosebite urmează să ne încânte imaginația. Un coleg, Constantinescu, care avea ochii mari și bulbucați de fiecare dată când era ascultat, se holba atât de tare către profesor încât puteai crede că ies ochii din orbite, de atâta mirare cu care întâmpina fiecare întrebare a profesorului. Odată, profesorului de istorie îi răspunse vis-a-vis de războiul troian printr-o frază total fără noi. Ahile a fost, de fapt, făcea parte din Iliada. Sau că Iliada era ca un fel de cruciadă. Iar Ahile făcea parte și Hector, da, Hector era câinele lui Ahile. Bineînțeles că toți râdeau, iar profesorul se ușa cu greu să nu se enerveze și să-i dea o notă mică. Tot încerca să scoată cât de cât un răspuns corect, dar elevul Constantinescu nimic. Se încurca din ce în ce mai tare și își bulbucea ochii tot mai mirați. Altădată, tot Constantinescu zis și chiorul, la întrebarea profesorului, împreună cu cine au năvălit ostrogoții? Și cum niciun elev nu ia răspunsul, Constantinescu ridică încrezător mâna și răspunse, ostrogoții nu au năvălit singuri, ei au năvălit împreună cu nevestele lor. Răspunsul corect, așteptat de profesor, era evident împreună cu vizigoții. Fiind de acum în clasa a șasea, unul dintre cei mai chilangii colegi, pe nume Simulescu, care deoarece nu prea învăța, dorea să fie ascultat stând în bancă pentru a auzi mai bine pe colegii care îi șopteau răspunsurile, însă acest lucru nu era posibil în mod normal, deoarece toți profesorii scoteau elevii la tablă. Simulescu a promis colegilor că cinstește cu prăjituri. Și așa, Băjenaru a venit cu ideea ca el să se prefacă că și-a rupt piciorul și trebuie să nu facă niciun efort, de aceea să stea în bancă. Simulescu, după ce s-a văzut cu multe note bune, ascultat fiind din bancă, spre finalul semestrului nu mai avea grijă de colegii lui și uita mereu de prăjiturile promise. Astfel și fuse lăsat fără ajutor, chiar indus în eroare, cu răspunsuri șoptite, total greșit. Iar acest lucru i-a prilejuit primirea unor note proaste la istorie și chimie.
Culmea unui răspuns greșit a fost la istorie când profesorul îl întrebă: cine nu era creștin în Evul Mediu? El răspunse tare și răspicat, repetând cu dezinvoltură ceea ce chiar băjenarul își optise greșit, că papa nu era creștin. De atunci, elevul Simulescu a început să învețe și a trecut cu bine la toate materiile. O altă amintire îi trecu prin mintea năpădită de atâtea personaje, din care unele erau parcă rupte de realitatea școlară, precum într-un an era un fost profesor de gimnastică care acum era subdirector, care de obicei se ocupa cu administrația liceului, dar care el nu avea înclinații de bun gospodar. Se băga mai mult în treburile care nu-l priveau și intra într-o zi inopinat prin clasă. Vezi, doamne, ca într-o inspecție. Nimeni. Nimeni la clasa a șasea real, la teza de matematică, și văzând că elevii au deschise pe bănci cărțile în care priveau și apoi scriau în teză, se adresă cu indignare către profesorul de matematică Stoicescu, revrăsându-i că cu bună știință îi lasă pe copii să copieze. La care profesorul imperturbabil îi răspunse: elevii se uită la formulele cu logaritmi, care nu sunt obligatoriu de a fi memorat. Directorul se fustici, parcă încurcat de atitudinea calmă a profesorului de matematică, și plecă. Atunci se văzu mai clar că nu era deloc potrivit pentru un post atât de superior, deoarece el nu avea nici măcar cunoștințe elementare de matematică, de parcă nu ar fi trecut prin liceu niciodată ca elev. În liceu era obiceiul ca în prima și în ultima zi de cursuri ale unui trimestru profesorii să nu asculte la lecții niciun elev și nici să nu predea lecții noi. Astfel, în prima oră de germană de după vacanța de Crăciun, colegul Constantinescu, care își bulbuceau ochii de mirare, fapt pentru care era, așa cum am spus, că o reclit chiorul, fiind foarte obosit, deoarece nu dormise cu o seară înainte, se dusese în ultima bancă să se culce cu capul pe o bancă. Înainte, se rugă de un coleg să-i dea un zunt în cazul în care se va spune vreo glumă bună, ca să știe și el să râdă alături de ceilalți. Profesorul de germană Fischer râdea alături de ele, gomotul infernal făcut de râsete elevilor induseră în eroare pe pedagogul de serviciu, care, crezând că elevii sunt singuri în clasă, intră și spuse: ce înseamnă gălăgia asta? Iar profesorul de germană Fischer răspunse: lasă-mă să râd, ce-ți pasă ție? Însă cel mai tare îl deranjă când unul dintre elevi nu se găsea în bănci atunci când el intra în clasă. Și acest lucru se întâmplă în nefericita zi de după Crăciun, și Constantinescu, crezând că urmează o oră de râs, se refugie, așa cum v-am spus, în ultima bancă. Ceea ce urmă în acea primă oră de după Crăciun, făcuse povestea să se repete, iar profesorul îl apucă pe elevul găsit printre rânduri de ureche, îl duse în fața clasei și îl ascultă la verbele neregulate sau la declinări și, bineînțeles, că îi puse și o notă rea, trimisându-l la loc în bancă. Astfel se întâmplă și în acea primă zi, găsindu-l pe elevul Stănescu Ștefan afară din bancă, profesorul îl ascultă și apoi, înfuriat, fiind, nu a mai ținut cont de tradiția de prima zi de cursuri și început să asculte la rând toate lecții. Când îl strigă la lecție pe Constantinescu, zic chiorul, colegul îl înghionti ca să se trezească. Chiorul a dormit sărind sus și, în liniștea profundă a momentului nefast, început să râdă cât îl ținea gura, crezând că tocmai ce se spusese o glumă bună la care trebuia să râdă. Clasa izbucnește în râs, iar profesorul îl invită la cancelarie pentru a fi judecat de către domnul diriginte și pentru a-l elimina pentru câteva zile din școală pentru atitudinea sa ciudată. După această reacție atât de neașteptată, Constantinescu fusese diagnosticat de profesorul de germană ca fiind alienat mental, însă dirigintele îl scăpă, găsindu-i scuze pentru comportamentul său copilăresc, și deoarece acest diriginte era un om
cu suflet mare. Capitolul 7. Chimistul. În acest capitol, fostul elev Băjenaru își amintește cum, fiind în clasa a 6-a la chimie, a avut pentru un an un profesor pe nume Plopeanu, un om înalt și slab, atât ca fizic, cât și ca pregătire științifică. Aproape la fiecare oră, elevii îi făceau câte o boacă. Odată la ora de fizică, materie pe care tot Plopeanu o preda, se spuse că pentru a pricepe mai bine înfățișarea inelului de gaze, format în urma unui experiment electromagnetic, elevii să se gândească la forma unui covrig înfășurat cu sfoară. Iar elevul Păjenaru îl întrebă ironic, spre amenzamentul colegilor săi. Covrigul să fie simplu sau cu susan? Pentru nepriceperea sa, profesorul de fizico-chimice, căruia mai toate experiențele nu ieșeau, dădea vina pe vremea urâtă sau că este prea multă umezeală în atmosferă. La o altă experiență, de data aceasta cu electroscopul, foița de metal nu dorea să devieze cât și de puțin de la locul ei. Fapt ce ar fi rezultat ca un succes al experimentului. Iar elevii, ironic, strigau râzând. S-a mișcat, domnule, uite cum se mișcă! O altă experiență, cu butelia de Leyda, pentru care a fost nevoie ca în clasă să se treacă obloanele pentru a se vedea scânteia produsă de curentul electric. Faptul ce se petrecuse cu toate încercările disperate ale profesorului de fizico-chimice, iar elevii erau pe întuneric și ținându-se în cerc de mână cânta. Hai să dăm mână cu mână! Iar la a doua încercare, colegul Ionaș Moscu spuse cu o voce groasă și tremurândă, precum auzise în piesa de teatru Hamlet cu Aristide Demetriad de la Teatrul Național. Ascultă Hamlet, iar elevul Băjenaru răspunse, cine ești tu acela care îmi tulbură liniștea somnului în această interesantă oră de studiu? Materialele pentru efectuarea experimentelor le pregătea laborantul liceului domnul Eduard Lapskowski, un student eminent ale cărui experimente reușeau întotdeauna. Odată când o alt experiment, ența profesorului nu ieșea așa cum trebuia și când profesorul tocmai se pregătea să explice posibilele cauze ale eșecului, elevul Băjenaru îi reteză vorba cu iusteală și ironie și spuse. Poate nu a ieșit din cauza vremii, umed. Cu toate că afară era o vreme caldă și însorită. Apoi, cu scos la lecție și cu un ochi îndreptat spre colegul Moscu, ale cărui cuvinte șoptite nu le înțelegea deloc, continuă să îndruge câteva cuvinte despre acetilenă, ca mai apoi să recunoască că nu știe subiectul, fapt pentru care fu trecut în bancă cu calificativul rău. Acesta era un semn clar că profesorul urma să-l lase corijat. Apoi, conștient fiindcă va trebui să învețe pentru a lua o notă mare la teză, se puse cu burta pe carte și învăță toată materia în afară de acizii alcool. La ora tezei, el lipsise și se prezentă la ora următoare, când aranjase cu colegii să îi rezolve subiectul lucrării, pe care apoi se o primească la finalul orei pentru a fi predată profesorului. Odată ajuns în clasă, profesorul prevăzător i-a mutat în alte bănci și astfel că planul de întrajutorare căzut. Noroc, nu a avut este nici în privința subiectului tezei care, din nefericire, era chiar achizii alcool. În această delicată situație, Băjenaru își amintește că a scris totuși ceva ce învățase despre amine și alcool, însă profesorul îi dădu calificativul rău, cu explicația nu corespunde cu cerința dată. În aceeași situație era și colegul de șot Ionaș Moscu, care nu știa nici el subiectul tezei și se hotărâ să scrie mai multe rugăciuni. Moscu era chiar nepotul lui Barbă, directorul liceului, motiv pentru care a ieșit din această năzbâtie cu o săpună lăzdravână și cu calificativul insuficient la teză.
Băgenarul își aminti că atunci începuse să-i fie teamă atât de corigență și chiar de o posibilă repetenție, însă avusese atâta ambiție și a învățat toată materia, fiind ajutat chiar de unchiul său, Dan Rădulescu, care era culmea, chiar profesor de chimie la Universitatea din Cluj. În acele zile, unchiul său era venit la București la o întâlnire importantă și, de asemenea, era bine cunoscut de mulți profesori de chimie, unii dintre ei care îi fuseseră chiar elevi. Își aminti că însuși tatăl său, care era și el director la o școală primară, a intervenit și a rugat profesorul de chimie să-l mai asculte, deoarece bietul copil învățase acum și se pregătise intens alături de unchiul său, renumit profesor universitar. La momentul examinării, profesorul îi puse întrebări ușoare și chiar ajuta pe unii elevi care se mai încurcau cuprinși de emoții. Explicația era că profesorul primise o muștruială zdravână de la directorul Barbă, la care fusese în audiență mama colegului Moscu, care era, așa cum am spus, chiar nepotul directorului. Capitolul 8. Cel mai bun galoș din lume, galoșul unui impans. Își aminti că în acea toamnă din anul 1924 fusese un timp extrem de ploios, iar tatăl său îl duse la un magazin din centrul orașului și cumpără o pereche de galoși marca Wimpassing. Chiar la câteva zile de atunci începuse o nisoare abundentă, care îl făcu să fie foarte mulțumit de alegerea acestui tip de galoși, care inițial îi se păruse cam greoi și bătrânesc. La școală, majoritatea colegilor veniseră cu galoși și chiar colegul Moscu avea o pereche de aceeași marcă cu ai lui. Curiozitatea lor copilărească îi făcu să numere câți elevi au această marcă de galoși, care era, după cum considerau ei, cea mai bună din lume. Astfel aflară că în clasă doar 11 elevi aveau această marcă de galoși și deodată, așa că, într-o glumă, își propuseseră să facă ca această marcă să fie cunoscută în tot liceul, motiv pentru care compuseră și un mic refren. Și aminti cu emoție cum a urcat în picioare pe bancă și a exclamat către colegi că le cere tuturor, colegilor din liceu, să dea dovadă de adevărat lăzăriș și să își cumpere tot acea marcă de galoși, argumentând că aceștia au dinți și talpă antiaderentă și, în plus, au și o limbă care împiedică zăpada să intre în interior. Cerința făcută elevilor prevedea ca, începând de mâine dimineață, cine nu va veni cu această marcă de galoși nu va fi lăsat să intre în clasă. Își aminti cum merseră în fiecare clasă și cântau acel refren chiar și în sala de pian pentru a fi cunoscut de către toate clasele. A doua zi, toți elevii liceului veniră cu aceeași marcă de galoși, în afară de trei dintre ei, care au fost și ei obligați să-și cumpere a doua zi, deoarece galoșii vechi le-au fost tăiați cu briceaguri. Culmea a fost că nimeni nu se plânsese nici părinților și nici profesorilor, ceea ce era destul de tragic. După o săptămână, povestea cu schimbarea galoșilor ajunsese și la cancelarie. Dar, cum nu exista nicio plângere, domnul director lăsă să se înțeleagă că este o poznă această atitudine pe care au avut-o elevi. Însă profesorul de latină le spuse și el că are tot aceeași marcă de galoși pe care i-a găsit cu greu în magazine, deoarece, spunea el, fuseseră cumpărate toate perechile doar în câteva zile, lucru foarte rar întâlnit. Acest profesor de latină era chiar dirigintele clasei lor, se bucura de autoritate în liceu, autoritate care o întrecea pe cea avută de directorul liceului, deoarece era bun înțelegător, prietenos cu elevii, lucru demonstrat în zilele următoare. Profesorul de latină, zis și Barusanul, a dat de înțeles deci că le cunoaște poza, când la traducerea odei pe care o aveau de pregătit la lecție și al cărui subiect era iarna, spuse, zâmbind strângărește, că
tare le-ar mai fi prins bine niște galoși uimpați în celor din Grecia antică, din care s-a cumpărat și el, deoarece erau cei mai buni galoși din lume, bineînțeles că toți elevii au râs în hohote. Apoi și-a mintit de o altă poznă tot atât de mare, din ziua când elevii nu au dorit să intre în clasa la ora de matematică și ca motiv destul de întemeiat spuseră că deoarece cu câteva zile înainte un coleg a avusese scarlatină și conform regulamentului clasa trebuia dezinfectată, lucru care nu se întâmpla. Profesorul de matematică a plecat supărat la cancelarie și a venit cu directorul liceului căruia elevii îi ținură piept și cu destulă obrăjnicie, ne lăsându-se convins de acesta să termine cu prostiile și să intre în clasă, moment în care neprevăzutul făcu ca în capul scărilor să apară Barosanul, profesorul de latină, care a venit direct la ei și cu o voce tunătoare îi trimise în clasă, iar când a ridicat mâna lui grea, care căzu asupra primului elev din calea sa, moment în care toți elevii se înghesuiră să intre în clasă, cât ai clipit din ochi. Dacă ar fi fost ușa atât de mare, într-o secundă tot ar fi fost în bănci, fără să mai sufle o vorbă. Încăpățânați și insistenți, acești elevi, deoarece în ziua următoare de luni, profesorul de latină Barosanu nu avea ore în liceu, iar elevii își continuară protestul în ciuda directorului, care era înfuriat la culte, dar care nu putea să-i oblige sau să-i elimine pentru această purtare, deoarece elevii aveau dreptate. Și găsi totuși o cale să elimine tot pentru 3 zile din liceu, chemându-i pe rând la cancelarie și verificându-i pe cei care nu aveau șapcă sau un număr matricol cu sud de haină. Capitolul 9. Hip, hip, ura. Majoritatea elevilor liceului Gheorghe Lazăr erau sportivi de performanță. La canotaj, la oină, la fotbal, la rugby, la volei și la hockey pe gheață. Elevii erau încurajați de directorul Barbă, care adusese elevi mai slab la învățătură, dar care aveau rezultate bune la sport, ducându-se vorba că este un pic mai indulgent cu elevii care aveau rezultate bune la sport și care puteau contribui la cucerirea unei cupe. Urma să se desfășoare meciul de final cu echipa liceului german Evanghelica. Așa cum se știe, o echipă trebuie bine încurajată și susținută de galerie, a cărui șef era chiar Băjenaru. Cu toate că de la începutul meciului, arbitru părea că ține și făcuse câteva nereguri pentru adversar, un jucător lăzărit, mai mic de statură, reușește să marcheze primul gol. Acest gol este urmat de eliminarea din teren a lăzăristului Ghiță, deoarece ar fi strigat ceva nemulțumit către arbitru. Cei din galeria lăzăriștilor îl îndeamnă pe Ghiță să se roage de arbitru să-l reprimească în teren. Însă arbitru a hotărât să nu-l mai accepte, moment în care evangheliștii au egalat 1-1. În pauză, Ghiță se duce și se roagă iar de arbitru, dar nimic. Moment în care își amintește cu bucurie Băjenaru că interveni chiar el pentru arbitru și explicându-i consecințele pe care urma să le suporte întreaga echipă din partea domnului director, nu găsi niciun pic de înțelegere de la el. Cu toate acestea, în repriza a doua, Ghiță fu primit din nou pe teren, a dat chiar și 2 goluri, iar elevul tănăsică încă unul, astfel. Meciul s-a terminat cu 4-1 pentru lăzăriști. Atunci cu toți au strigat de bucurie, hip, hip, ura, ura. În anii următori, liceul Lazăr deținea toate cupele, la oină, la fotbal, la rugby, la volei, spre marea bucurie a directorului. La sfârșitul anului, directorul își exprimă dorința de a face un concurs interscolar și la canotaj, deoarece era cunoscut faptul că elevii liceului se plimbau deseori cu barca în cismitiu, la acele ore în care chiuleau să nu fie ascultat. O altă amintire legată de întrecerile care se desfășurau cu bărcile pe lacul Cismigiu, într-o zi, când 2 elevi de la liceul Mihai Viteazu, cărora le mai zicea și Dovlecari, au fost alungați din parc de Ionaș Moscu,
care îi amenință că îi părăște directorului de la liceul lor, Mihai Viteazu. Și tot certându-se cei doi, intrușii au fost stropiți cu apă până când ajunseseră urși luați. În altă zi, într-o barcă, se aflau două fete de la liceul Carmen Silva, iar unul dintre băieți se rotea cu barca pentru a face impresie și se ridica în picioare în barcă, prefăcându-se că este gata să cadă în apă. Iar Costel Manolescu, care în acea zi era îmbrăcat un costum nou, urlește către barca fetelor și când se sară în barca lor, acesta se îndepărtează, iar cade în apă spre hazul tuturor. Apoi înoată până la debarcader, sub privirile tuturor și mai ales al fetelor. O altă amintire din ziua în care erau strânși la buticul din parcul Cismigiu, zis și Puturucă, deoarece aveau o oră de trigonometrie și nimeni nu vrea să participe. Colegul Poreclit Chiorul a comandat un lapte bătut rece pe care l-a băut imediat. Și-ar fi vrut încă unul, dar mai avea nevoie de 2 lei. Și iată ce idee i-a venit. Își anunță colegii că el va mai bea un lapte bătut, dar fără să plătească. Și le ceru să spună care îi face cinste cu încă un pahar, dacă reușește această poznă. Matei Păunescu îi promise că îi cumpără el și începu Chiorul să prindă o muscă pe care a pus-o în pahar, în care mai avea puțin lapte bătut. Chema atunci chelnerul și, invocând prezența muscii în pahar, îi spuse să cheme patronul. Chelnerul îi propuse să-i mai aducă încă un pahar cu lapte bătut și, vrând să ia paharul, nu îl lăsa deoarece de frică să nu-l aducă tot pe acela. Primește înapoi încă un pahar plin cu lapte bătut, rece și gustos de la chelnerul care își ceru scuze. Iar apoi mai primi încă un pahar de lapte promis de Matei Păunescu, spre deliciul și hazul tuturor. Capitolul 10. Prometeu la liceul Lazar. Urma ca peste o lună să se sărbătorească 65 de ani de la înființarea liceului și directorul plănuise o sărbătoare importantă. Urma să se pună în scenă actul al treilea din piesa Prometeu de Victor Eftimiu. După lungi căutări, profesorul de română, Avram Tudor, îl alese pe Ionaș Moscu în rolul lui Zeus, Hefaistos era chiar Băzenaru, iar pe Prometeu îl juca un elev din clasa a șaptea reală, care studia și la conservator. Într-o zi, după o repetiție reușită, colegul Nicu Marinescu strigă spre Băzenaru să imite pe artiștii de la Teatrul Național. Și așa profesorul de română află că Băzenaru se pricepe foarte bine să imite, moment în care iar se aude glasul lui Nicu Marinescu, care de data aceasta strigă să imite și pe domnii profesori. Profesorul de română a promis că nu va spune nimic celorlalți profesori și, spre surprinderea tuturor, următoarea repetiție s-a desfășurat în cancelaria profesorilor care erau invitați să asiste la acea. În acest context, elevul Băzenaru a fost pus să imite profesorul chiar în fața lor, lucru care nu căzu bine deloc și atrase asupra sa atenția tuturor. Cu toate că profesorul de trigonometrie și germană l-au ascultat mai astfel ca de obicei, după intervenția directorului, acești doi profesori îl lăsară în pace și chiar îl ascultară cu indulgență pentru a-și îndrepta notele. În ziua sărbării erau invitate multe fete de la liceul Carmen Silva, de la școala centrală, de la liceul Gloria și Botean. Toate fetele erau frumoase, cochete, frumos îmbrăcate și coafate, iar spectacolul a fost un triumf. Într-o astfel de audiență, băieții au dat tot ce au putut mai bine. Capitolul 11. Glume, glume, glume. La toți profesorii le plăceau glumele și șotiile, în afară de Parusanu și Atila. Odată la clasa a șaptea, la chimie, la Plofeanu, profesorul le spusese că furnițile conțin acid formic și că se poate demonstra acest lucru privind o furnică într-o hârtie de turnesol care ar urma să se înroșească. Apoi
Elevul zisichiorul se ridică și încercă să prindă o mușcă, căreia îi spuse încet. Stai tu, că te prind eu acum. Ce crezi? Hai să mai zbori mult? Deodată te-am prins. Și spre exasperarea profesorului, dorește să-i opredea pentru a face experimentul cu ea, că de nu este tot o insectă. Chiorul îi dă drumul mușchii și îi spune, hai, du-te sănătoasă, că nu ești bună de nimic, nici măcar pentru o amărâtă de experiență. Toți colegii râdeau în hohote. Cele mai multe glume le făceau la profesorul de drept și filozofie, zis și tânărul. Acesta era foarte grăbit și se bâlbâia foarte mult, iar elevii se mirau de fiecare dată când el le dădea cifre exacte referitoare la distanța dintre stele. Elevii puși pe șotii îl întrebau. Și ați măsurat dumneavoastră? Iar de fiecare dată când le preda, se prelungea chiar și pe timpul pauzei, moment în care un elev striga. S-a sunat, iar un altul răspundea. Și ce dacă sau în recreație? Iar profesorul răspundea, nu, tinere, nu vă țin în recreație, vă dau drumul numai decât. Altădată, elevii au pus chiar un ceasornic deșteptător să sune cu 10 minute înainte de terminarea orei. Iar profesorul plecă, se trezi singur în cancelarie și mare-i fi mirarea cât a văzut că a mai sunat odată, moment în care au început să vină și ceilalți profesori în cancelarie. Altădată, pe la sfârșit de iarnă, elevii au deschis geamurile să se mai aerisească, iar băjenarul aduse cu el două broaște din tablă, din acelea pe care le poți pune în degete ca să păcăn cu ele, și a dat una colegului Draguhel, iar una o el. Băieți stăteau în bănci diferite, iar pe la jumătatea orei, băjenarul și-a mintit cum început să facă zgomot cu broasca lui. Profesorul disciplinat, el începând să dezușească proveniența sunetului și a spus atent, când în același moment s-a auzit în spatele clasei la colegul Henry, profesorul se îndreptă într-acolo, apoi s-a auzit iar în banca din față, iar profesorul exasperat spuse, toată lumea se ridice mâinile în sus. Moment în care clasa semăna cu o bandă de gangster care erau amenințați de un pistol. Dar orăcăiul broaștei continua să se audă deoarece un alt coleg a pus-o sub picior și o apăsa ușor. Iar profesorul nervos a întrebat, cine îndrăznește să-i tulbure ora? Băjenarul răspunse serios, poate e vreo ciocănitoare în parc. Iar profesorul îi răspunse, stai jos, nu faci milă cu naivitatea dumitale. Auzi ciocănitoare la sfârșitul iernii și unde? În Cismigiu. Tot la ora de filozofie, Bang Haios a făcut și colegul Bugis Constantin, care știind că profesorul intră la oră imediat după ce sună de intrare și că sunt câțiva colegi care mai stau pe la bufetul școlii cam tot atâta timp cât poate dura notarea absenților, după ce profesorul de filozofie puse absențele pe ușă intră elevul Bugis, care meseca fără să se simțească. Profesorul, mirat și indignat de această atitudine, îl chemă la catedră și, cerându-i explicații pentru atitudinea sa, primi răspunsul elevului care îi spuse în latină, ca și un citat. Mai întâi trăiesc și apoi filozofez. Apoi, în ultima oră de filozofie, înainte de vacanța de Paști, a fost numit să spună rugăciunea elevul Zănescu Ștefan. Dimineața, fiind rugăciunea, era împărate ceresc, iar cea de la prânz era cuvinese cu adevărat. Chestorul anunță în liniștea de plină, cuvenită acestui moment al zilei, că elevul Zănescu Ștefan să spună rugăciunea. Dar acesta a început, împărate ceresc, mânghietorule, duhul adevărului, dar după ce spuse amin, nu se opri ca să se închine cu întreaga clasă și continuă imperturbabil cu rugăciunea cuvinete cu adevărat. Și nu se oprește nici după ce termină această rugăciune și spuse mai departe Tatăl nostru care este în cerul, iar mai apoi cu o voce și mai puternică spuse și crezul
cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul. Iar elevii toți, alături de profesor, nu mai știu ce să creadă despre acest moment și despre elevul Zănescu. Dar clasa se abține cu greu să nu-i spunească din respect pentru rugăciune. Iar profesorul, intrigat de acest pomenic de rugăciune, vine în fața lui Zănescu și se uită la el cu o mirare adâncă. Zănescu, după câteva secunde în care se ține serios și spune mai departe rugăciunea, îl împroșcă pe profesor cu un râs nemaipomenit. Profesorul, enervat la culme, întrebă ce înseamnă această atitudine nepotrivită pentru ora de filozofie și, desigur, mult mai potrivită pentru ora de religie, la care Zănescu tace, uitându-se cu o privire proastă și un zâmbet înghețat, răspunse după o lungă listă de invective adresate de profesor. Mai știu și altele. Iar profesorul, enervat, spuse că nu îl interesează și că poate să știe și toată Evanghelia pe din afară. Da? Iar deoarece profesorul insista să primească un răspuns, iar Zănescu nu știa ce să-i răspundă, acesta a fost ajutat de elevul Băzenaru, care invocă printr-o minciună că așa ar fi obiceiul ca înainte de Paște să se spună toate rugăciunile, deoarece până la înălțare nu se mai spune nicio rugăciune, în afară de Hristos a înviat. După această explicație, profesorul se mai liniști o clipă. Spuse că îi se pare foarte ciudat și curios, deoarece pe timpul când pusese el elev, nu era acest obicei. Iar Băjenaru adăugă la minciuna inițială și o laudă, deoarece zice că pe noi ne stăpânește un spirit mai profund de religiozitate, domnule profesor. Suntem o generație mai religioasă decât generația dumneavoastră. Iar profesorul continuă. Se poate, dar eu am să mă interesez, am să-l întreb pe părintele Crețu. Dacă nu o fi cum mi-a spus, nu o să vă placă consecințele. Însă pentru elevi era mai important acum să se termine și această ultimă oră cu bine, deoarece la ora 12 urma să intre în vacanță și până la reîntâlnirea de peste două săptămâni cu domnul profesor mai era mult, iar consecințele misiunilor nu îi mai interesa acum pe elevi. Odată la teologie, profesorul Simeon Radian scoase la lecție 4 elevi, care obicei se ascultă despre comparația dintre sidra de apă dulce și sidra echinată. La întrebarea profesorului despre cazurile în care sidra de apă dulce își folosește brațele și cum nimeni nu, din ce-i scos la lecție, nu răspunse, întrebarea a fost adresată și clasei și deoarece nici aici nimeni nu răspundea, profesorul supărat insista către clasă să dea un răspuns. Elevul Băjenaru se simți dator să salveze momentul și tresări cu un aaa. Sidra de apă dulce merge cu brațele sale atunci când o dă picioarele și după râsetele stârnite și primirea notei 3 și precum după un stai jos măgarule, elevul Băjenaru tăcu. Apoi, vorbindu-se despre lipitoare, se adusese într-o sticlă două-trei lipitori care se mișcau, fiind împinse de elevii curioși, iar unul chiar își oferise brațul pentru ca lipitoarea să le demonstreze elevilor ce acțiune binefăcătoare are pentru piele. Apoi, la tema pentru acasă, profesorul Radian se dădu să facă un rezumat al lecției, moment în care Băjenaru, știind că de obicei se dădea de făcut și un desen, se ridică și întrebă mai mult ca să facă o glumă nevinovată. Se prefăcu curios și zice, desenăm și portretul lipitoarei, domnul profesor. O altă amintire la zoologie, în care subiectul lecției era racul. Băjenarul, care se aștepta să fie ascultat, nu prea studiase anatomia racului, pe care era convins că o știe de la mama sa, care gătea destul de des rac. Mama îi spusese că cea mai bună parte de mâncat la rac este gâtul acestuia. Și scos la lecție, elevul Băjenaru a dat tot felul de răspunsuri care nu aveau deloc legătură cu anatomia racului, ci mai degrabă cu gastronomia, cu zicătorile populare rusești, cu medicina, deoarece profesorul nu spusese deloc mulțumit de răspunsurile sale. Paralele cu subiectul de zoologie, îl rugăsese să descrie anatomia racului. La anatomia racului, elevul Băjenaru amestecă părțile componente ale corpului, de parcă le învârtea în oala de supă, spunând că planșa expusă de profesor în care era reprezentat racul în mediul său natural reprezintă un fel de fabulă,
Pentru că el cunoaște fabula Racul, Broasca și Ciuca de Alexandru Toni. Și spuse, dar pare să fie vorba despre o altă fabulă, domn profesor, deoarece în imagine lipsește sacul cu grâu. Profesorul dezamăgit îi amintește că sunt la ora de zoologie și nu la ora de română. Când deodată, profesorul, săturat de ineptile debitate de Băgenaru, îi mai dă o ultimă șansă, cerându-i să spună tot ce știe despre rac. Băgenaru își aminti și continuă cu curaj spunând, știu tot despre rac, domn profesor. Racul este folosit în arta culinară, fiind folosit la prepararea diferitelor mâncăruri. Cea mai bună parte de mâncat la rac este gâtul, care este așezat în zona cozii. Profesorul sări ca arc și spuse că racul nu are gât. Însă profesorul, plin de bunăvoință, încerca să-l ajute, spunându-i că animalele care au gâtul lipit de corp se numesc cefalo, iar Păjinarul adăugă ușurat, crezând că în sfârșit e un răspuns corect. Pod. Clasa râdea, iar profesorul spuse. Din pod ai căzut dumneata. Aceste animale se numesc cefalotorace, domnule. Cine ți-a spus că racul are gât? Iar Băjenarul răspunse. Mama, acasă ne spune să mâncăm gâtul, că ăsta e partea cea mai bună. Spune, nu mai suge picioarele. Trimis fiind la loc și prefăcându-se că plânge cu suspine, lucru care știa că este singurul care îl îndioșase pe profesorul Radian, primi încă o șansă de la dânsul, care îi dădu din nou cuvântul. Întorcându-se către clasă și apoi brusc către Băjenaru, îl vedea că râde, în hohote, iar în momentul în care profesorul se întoarce, Băjenaru iar dădu drumul la clasă. Teza spera profesorul îi spuse că este mai potrivit ca elevul să se ducă la teatru sau la conservator. Despre nota primită la această prestație nu se poate spune, deoarece profesorul zise și zero ar fi prea mult. Elevul continuă cu promisiunea că nu va uita toată viața lui informațiile despre anatomia racului și că doar a crezut ceea ce auzise despre gât. Iar profesorul îi dădu din nou cuvântul. Eu am auzit de la niște olteni că ar fi pe lume și prune cu gât. Ocazie cu care a fost poftit afară din clasă. O altă poznă s-a desfășurat în ziua în care a lipsit de la școală colegul Dragu Hen, din care colegii s-au înțeles să păstreze o liniște totală în timpul orelor. La întrebarea profesorului eu despre cumințenia elevilor, ei au răspuns imediat că această liniște se datorează faptului că lipsește Dragu Harry, domn profesor. O altă farsă făcută de elevul Johannes Moscu, nepotul directorului liceului la ora de sport, când trasim și neputut alerga repede, era mereu lovit cu mingea la jocul de oină. Găsise însă o metodă de a se furișa pe coridorul terenului fără a fi văzut și apărea la fix lângă colegii lui care alergau pe teren. La momentul când un în sfârșit văzut de cum se profila prin coridor, a fost spus profesorului de sport, Cioc, care îl chemă la mijlocul terenului. Moscu la mijloc, Moscu la mijloc. După ce alergat și pocnit cu mingea, așa zis din greșeală, Moscu s-a prezentat cu un certificat medical și nu a mai participat la ora de sport, replicând. Mult ca mine ați lovit voi cu mingea, mă, prăpădiților. Eu am să mă plimb în acest timp cu barca, în cismigiu. O altă poznă a avut loc la ora de latină la barosanul la care aveau teză. Elevul Ducu Constantin avea toată opera tradusă în limba română și, văzând că profesorul citea cu atenție ziarul, a scos foaia cu traducerea și a pus-o încetişor în dicționarul latin-român din care a început să se prefacă cum caută cuvinte. După un timp, profesorul se ridică și se duce direct la Ducu Constantin și, spunând că l-a văzut cum copiază din fițuica pe care și-a pus-o în dicționar, deoarece avea făcut-o o gaură în ziar din care părea că este cufundat în lectură. În marea lui înțelegere, profesorul i-a lăsat totuși posibilitatea de a-și îndrepta în viitor nota și dădu atunci nota de 5 din oficiu, care adunat cu nota 1 pentru copiat, rezulta un total de 6 puncte, care împărțite la 2 dădeau media 3, după care îl pofti afară din casă.
Altă dată, la ora de geologie, veni în inspecție un profesor de la Liceul Sfântul Sava. Profesorul de geologie, Geo Dumitre, cu zis Bosu, deoarece avea o voce puternică de bas, intră în clasă și scoase patru ele la tavră pentru a asculta, chiar înainte de a începe să predea din nou lecție. La prima întrebare, niciun coleg nu știuse răspunsul și, când fu întrebat, băjenarul acesta răspunse ceva la întâmplare, care, cu toate că știa că nu este răspunsul corect, făcu acest lucru pentru a întrerupe liniștea care se așternuse, mai ales că, de fapt, era și acel profesor de la Liceul Sfântul Sava și nu dorea să lase impresia că nimeni nu știe nimic. Băzenarul avea un prieten bun la Liceul Sfântul Sava. Craznoveanul avea profesor de limba română pe George Adamescu, iar prietenul Predescu avea profesor de limba română pe tânărul prof. Pompiliu Constantinescu, cu toate că el la Liceul Gheorghe Lazăr îl avea profesor de română pe ilustru Avram Tudor, care era și bibliotecar la Academia Română, avusese curiozitatea ca să audă și el de modul de predare al acestor mult lăudați profesori, astfel că mergese la una din orele profesorului Pompiliu Constantinescu. La un moment dat, profesorul întrebă dacă cineva știe la ce face aluzie scriitorul Odei. Și cum nimeni nu răspundea, elevul Băzenaru nu mai putu să se abține și răspunde. Face aluzie la Grigore Alexandrescu, domn profesor. Iar profesorul, plin de încântare, pentru un răspuns atât de bun, îl invită să spună în continuare dacă știe mai multe despre acest subiect și Băzenaru continuă. Ca mai apoi se transforme întreaga oră de curs într-un dialog captivant spre încântarea tuturor elevilor prezenți. La sfârșitul orei, tocmai când sunase de ieșire, profesorul îl întrebă cum se numește, iar băgenorul spuse cu numele prietenului său, Ștefan Predescu. Iar profesorul spuse cu o vădită plăcere, nota 10. A pus în catalog și a plecat satisfăcut și surâzând. Prietenul Predescu însă se înfurie grozav, deoarece de acum încolo profesorul va tot întreba și va urmări cum învață în continuare. După această întâmplare, elevul Pășinaru a trebuit să-și petreacă timpul liber cu prietenul Predescu, pe care să îl instruiască la limba română, deoarece profesorul Pompiliu Constantinescu l-asculta aproape în fiecare zi și acesta trebuia să fie la înălțimea notei de 10, pe care o primise. Capitolul 12. Fabricantul de stihuri. O altă amintire îmi evoli în minte din timpul în care începuse să compună versuri pentru toți colegii despre nobilul sentiment de dragoste. El era în clasa a cincea și se simțea atras de una dintre verișoarele sale pe nume Viorica. Arcălzată nu se arăta prea încântat de desele vizite ale lui Băzenaru la fetele sale, cu toate că acesta venea cu un scop serios de a le ajuta la lecții. Compusese o poezie plină de sentimente de iubire pentru Viorica, dar mai întâi i-o citi așa, ca de o părere, colegului Ionas Mosu, care, fiind și el îndrăgostit tot de Viorica, a fost impresionat de puterea unei simple poezii. Între timp, tatăl său îl ajuta cu tipărirea unor cărți de povești pe care Băzenaru o scrisese prin clasa a șaptea și care îi atrăsese o atenție măgulitoare din partea colegilor care de atunci îi cereau sfaturi în materie de sentimente și povești de iubire pe care aceștia le trăiau. A ajuns să compună poezii de dragoste pentru toți colegii. Odată, la o oră de psihologie, îndrăgostit fiind de o fată pe nume Geta, este prins de profesor că scrie versuri de iubire și primește nota 3, ceea ce îi atrase și o mai mare simpatie din partea colegilor, care astfel le vedeau ca un adevărat trubadur neînțeles de nimeni și mai ales credeau ei de ochii fetelor. O altă întâmplare deosebită de celelalte s-a petrecut când un prieten, Celică Dinulescu, care niciodată nu ceruse vreo poezioare de dragoste și care prin asta a făcut o impresie foarte bună despre el, își făcuse de curând o prietenă și veni cu o mare supărare să-i povestească lui Băjenar. Acesta îi spuse că odată plimbându-se prin pat cu noua lui prietenă, se întâlnește cu alții cu care se cunoșteau mai de mult, că unul dintre ei îi făcu ochi dulci fetei și i-o fură. Era că acum el este singur și nu înțelege unde a greșit.
Acel băiat, care i-a furat prietena, veni imediat la băzina lui și ceru să-i compună o poezioară pentru acea fată. Poezioara era atât de frumoasă că îi fură imediat inima fetei, care, astfel răzită, îl părăsi pe bunul său prieten, Felică Dinuleț. Felică Dinulescu, fără să știe cine compusese poezioara prin care acel băiat îi furase iubita, veni, așa cum am spus, necăjit la băzinarul și povesti de ciudata schimbare a prietenei sale. Momentul în care băzinarul, prieten bun, îi recunoscu că, fără să știe pentru cine, chiar el compusese acea poezioară. Dar îl asigură pe bunul său prieten că va face el ceva și va rezolva în câteva zile această încurcătură. Iar prietena îl va părăsi pe îndrăznețul care fură iubitele altora. Băiatul îndrăzneț, care furase iubita, entuziasmat de efectul seducător al poeziei, reveni la băjenarul și ceru încă o poezioară și mai elocventă, din care fata să înțeleagă că el o iubește. Acest fapt îl aștepta băjenarul, care de această dată i-a compus un acrostis, un fel de poezie care, citită pe verticală, transmitea mesajul cum că fata ar fi o gâscă. Fata se bucură inițial, dar după ce a avut cineva grijă să traducă mesajul prin care se făcută gâscă, se supără și, părăsindu-și cuceritorul, se întoarce spășită tot la Felică Dinulescu. Atunci începuse moda poeziilor acrostis, care erau din ce în ce mai mult cerute de băieții din liceu. Moment în care băzenarul și-a amintit că simțea și el că ar fi timpul pentru a-și compune o poezioară pentru iubita lui. Adică simțea că i-ar plăcea să scrie o poezie din suflet pentru o fată pe care să o iubească, chiar el. Zilele treceau și cu această stare sufletească, el intră în vacanță. Chiar în acele zile, colegul Gică Raznoveanu îi ceru o poezie pentru o fată, Veturia Petrovic, care era colegă cu sora lui Băzenaru, care era fata farmacistului. Această Veturia avea o soră, Taisa, care era iubita lui Ștefan Predescu. Gică Raznoveanu îl rugă să-i facă un acrostic pentru Veturia și să-i compună și un bilet în care să-i transmită intențiile sale serioase. Prietenul Gică însă era atât de emoționat încât îl rugă tot pe Băzenaru să-i dea tot el poezioara și biletul și să-i spună că sunt din partea lui. Dar că fiind devastat de emoție, a ales această cale să-i le dea prin acest prieten al lui. Băzenarul se duce cu biletul și scrisoarea, primise mesajul lui Gică, mergând alături de Veturia, fără să vrea, o conduce până acasă. Acesta fusese momentul când, văzând-o mai bine pe față, se simți și el atras de frumusețea și inteligența ei, dar nu spuse nimic despre acest lucru. Următoarea întâlnire dintre ei a avut să loc chiar acasă la Băjenaru, unde sora lui și cele două surori, Veturia și Taisa, fiind colege de clasă, au pregătit ceva aperitive și, în timp ce stăteau ei de vorbă, Veturia lua unul dintre caietele lui Băjenaru, care era pe masă, alături de ei. Fata rămase uluită când văzut acela scris ca cel din biletul de dragoste primit de la Băjenaru în numele lui Gică. Veturia nu spuse nimic atunci, fiind cu toții de față, dar îi ceru o întâlnire lămuritoare lui Băzenaru, care, în acea noapte, a strâns și a sărutat o batistă, uitată la el de Veturia, astfel încât la întâlnirea care a avut loc a doua zi, Băzenaru îi recunoscu că el compusese poezia și mesajul pentru prietenul Gică, dar că și el este îndrăgostit de ea și o iubește. Fata, tremurând de emoție, răspunse îmbujorată: și eu, la fel, grig. Capitolul 13. Săracul Barbă. În anul 1924, ca în fiecare an, elevii liceului Gheorghe Lazăr au făcut o excursie la Mănăstirea Cernica. Toată lumea și-a pregătit câte ceva de mâncare și de băut și odată ajuns acolo, se plimbau și alergau prin jurul mănăstirii. În acea după-amiază, elevii văzură o barcă mare legănându-se la malul lacului. Era barca cu care călugării prindeau raci și pești. În barcă nu se putea urca decât câțiva copii, așa că primii care avură loc au fost cei trei copii ai directorului Barbă,
două fete și un băiat, casierul liceului și încă un băiat. Pe la mijlocul lacului se auziră țipete disperate și se văzu cum una dintre fetele directorului se ridică în picioare, iar barca se iară. Se lăsă într-o parte și apoi intră de-a binelea pe jumătate în apă. Toți au încercat să înoate cu mare greutate, deoarece fiind îmbrăcați era foarte greu. Una din fetele directorului fu trasă de păr și salvată de casierul liceului. Încet, încet, toți ajunseră la mal, mai puțin băiatul și cealaltă fata directorului, care s-a unecat cu privirile îngrozite ale celor de la mal. Vestea morții a distruse părinții celor doi copii. Directorul albind într-o săptămână, iar soția lui, care era o femeie foarte grasă, s-a îmbolnăvit de inimă, a căzut la pat și nu s-a mai ridicat, iar în scurtă vreme a supărat. Directorul a propus ca la înmormântarea soției să cânte și corul de băieți al liceului, dar profesorul de cor, Moș Costescu, i-a salvat pe băieți, spunându-i directorului că nu sunt pregătit pentru asemenea eveniment tragic. La slujba de înmormântare în curtea bisericii, alături de ceilalți elevi, se afla și nepotul directorului, colegul Ionaș Moscu, pe care colegii îl tot îndemnau să se ducă în biserică, deoarece acolo erau cei apropiați ai familiei. Dar el refuza. Filându-se mai în glumă, mai în serios, atrase atenția supraveghetorului, care veni la ei gravă pentru a-i liniști. Acest supraveghetor vorbea scâlcit în limba română, fapt să-i stârni pe copii să-l imite și să-l provoace. Văzând că nu o scoate la capăt cu ei, supraveghetorul se întoarce cu spatele, moment în care elevul cosmovit scoase o pană colorată verde, roșu și albastru și o înfipse în pălărie, cu o mare divăție, deoarece acesta nu simțise nimic. Toți elevii începură să râdă, moment în care, neștiind ce să mai facă, neștiind motivul pentru care copiii râdeau, supraveghetorul plecă și, dorind să intre în biserică, își scoase pălăria din cap. Pana a căzut, un alt elev o ridică strigând după el, dar acesta, surprins și stângat, o aruncă supărat, înțelegând acum motivul râsetelor de mai devreme. Se întoarce scurt și trimise către elev o privire ucigătoare. La câteva luni de la înmormântarea soției, directorul Barbă se retrase din postul de director, iar după un an de zile se însură cu o femeie mai tânără, cu 20 de ani ca el. Această poveste tristă se încheie cu căsătoria casierului cu fata directorului, pe care o salvase de la anul. Capitolul 14. Înserile din luna mai. În anul 1925, directorul Barbă a ieșit la pensie, iar în locul lui a fost pus provizoriu un profesor vestit de matematică, general Petre Marinescu. Acesta era un om corect, foarte serios și de o severitate maximă. Vorbea întotdeauna foarte politicos cu elevii, spunându-le, indiferent de situație, domnule elev. Acest director a primit porecla tiranul. Prezența acestui director, cât și faptul că la sfârșitul anului îi aștepta bacaloreatul, le mai scăzuse elevilor pofta de glume. În anul 1926 era a opta primăvară în care colegii lui Băjenaru priveau cum înverdea natura în parcul Cișmigiu. Era o zi de vineri, pe la ora 6 seara, elevii se întorceau de la cor și mergeau spre casă împreună, deoarece locuiau în același cartier. Băjenarul fu invitat de Rică Stănescu să fie ceva, iar acesta începu cu o voce tare romanțată, uneori cu voce gravă de piept, care era mai pătrunzătoare. Mai erau câțiva pași și ieșeau din parc, moment în care, în capătul aleii care vedea în bulevard, apare chiar directorul, generalul Petre Marinescu. Acesta locuia chiar pe bulevardul Schitu Măgureanu, vis-a-vis de parcul Cismigiu, și care, cu o voce sobră, îi întrebă cine a cântat. Băjenarul recunoscu că el cântase, iar directorul cu înțelegere îi spuse că îl cunoaște pe unchiul său, care era cântăreț de operă, dar că acesta cânta doar la operă și nu prin parcuri.
A urmat numirea unui director definitiv pe funcție, care era un profesor de latină pe nume Andrei Georgescu, iar elevii l-au poreclat Jujuică. Acesta era mic de statură, tuns foarte scurt, veșnic agitat și plin de el. Acesta se adresa elevilor cu apelativul: Hei, băiețaș, băiețaș! Acest apelativ le displăcea foarte tare elevilor, deoarece se simțeau de parcă ar fi ospătați. Și nu elevi în acest liceu de prestigiu cu care ei atât de tare se mândreau. Acest director se dovedi în scurt timp atât de inimă și de înțelegere pentru poznele copilărești făcute de băieți. Capitolul 15. Manole, Manole, meștere, Manole. O altă amintire de când Băzenaru trăia cea de-a 18-a primăvară a vieții lui, ispitit de plimbările romantice pe care le făcea în cijungiu cu fetele și chinuit de grija examenului de la sfârșitul clasei a 8-a și de bacaloriatul care se reînființase în urmă cu doar un an de zile, în anul 1925. Mai erau 2 luni până la examene, elevii erau bine pregătiți la toate materiile, mai puțin la geografie pe care o studiase doar în clasa a 4-a. Fostul lor profesor de geografie, Grigore Dănescu, a avut plăcerea și bunăvoința de a le face un curs suplimentar cu materia pentru bacaloreat. La istoria românilor, Grigore Niculescu, zis Atila, îi dăduse elevului Băjenaru media 15 primul trimestru și, în dorința de a-i mări nota, îl mai ascultă. Dar Băjenaru nu era pregătit și a mai primit încă un 5, ceea ce îl făcu pe profesor să devină ușor melancolic și spuse fostului elev, care învăța foarte bine în anii trecuți. Fiind foarte afectat de dozana și melancolia profesorului, Băjenaru își aminti că învățase foarte bine, iar pe al doilea trimestru a învățat atât de bine încât a obținut media 9. O altă amintire este venit despre profesorul de istoria românilor, care a hotărât să facă o excursie la Curtea de Argeș pentru ca elevii să fie cât mai bine pregătiți. S-au înscris 30 de elevi din cei 45 de clase. Înaintea plecării, cu aproximativ 2 ore, însă profesorul Latira fusese chemat la Ministerul Instrucțiunii, iar în locul său, directorul Jujuica a numit un profesor suplinitor de istorie care, vom afla mai târziu de ce, era protejatul său. Pe parcursul călătoriei, acest suplinitor se ținu la distanță de elevi, nu discuta cu ei și îi privea cu oarecare dispreț și superioritate, foarte plin de el, ceea ce s-a dovedit că era și total lipsit de cunoștințe adecvate de istorie, fapt ce determină nesupunerea elevilor, care începură să-l tachineze cu întrebări referitoare la tema excursiei. Suplinitorul nu răspundea la nicio întrebare, cu toate că acestea erau legate de tema excursiei și erau formulate din pură curiozitate școlărească. Ajuns la Curtea de Argeș, grupul a fost cazat, iar în timp ce își ocupau camerele și unul dintre elevi mai mari se tot uita după o cameristă, iar restul elevilor îi tot spuneau ca să-l plateze și să atragă atenția asupra sa, domnul pedagog, domnul pedagog. Jocul făcut pentru Negulescu l-a sfârșit, deoarece bunul său prieten Constantinescu, schiorul care îi desumflă demascându-l, din scurt îi spuse: Ia, lăsă-o mai moale, zmechere, mult ai să mai faci pe nebunul cu noi. Înainte de a intra în cameră, de unde oarecum se izolase de grupul de elevi, suplinitorul le-a recomandat să fie liniștit și să nu părăsească hotelul pe timpul nopții. Să se odihnească bine, deoarece trezirea va fi la ora 6 a dimineții. Seara a început cu o provocare, cu care veni Ionaș Moscu, care împreună cu Costache Răzulescu și Nicu Marinescu intrau din cameră în cameră și chemau pe toți să meargă în oraș să mănânce o înghețată. După ceva insistențe, fu convins și Băjenaru, care inițial refuză inițiativa și pleca alături de întreg grupul în oraș. După ce se distraseră un pic în oraș, se întorseră la hotel pe la ora 23:30, cântând la nostru strand deschis unie.
Ajuns la hotel, în liniștea serii, au întâmpinat o problemă când, dorind să urce scările până la ușa hotelului, constatară că scările scârțâiau, ceea ce îi dădu de gol, trezind toți clienții. În inocența lor copilărească, odată intrați în hotel, mai schimbare și câteva perechi de pantofi lăsați la uși pentru a fi lustruiți. Îi puseră de la o ușă la alta cu gândul la bulversarea care se va isca dimineață când clienții hotelului își vor căuta cu toții perechea de la pantofi. Intrară la culcare pentru puținele ore care mai erau până la ora 6 a dimineții. Dimineața veni repede și treziți fiind cu mare greutate să adunară la cofetărie să bea un ceai. Iar după 10 minute veni și suplinitorul încruntat și fără să le dea bună dimineața le spuse direct. Să știți că purtarea dumneavoastră incalificabilă de aseară va avea urmări cuvenite când vom ajunge la ulice. Într-un sfârșit plecare spre mănăstirea Curtea de Arge și odată ajuns la fântâna meșterului Manole, au băut cu toții apă rece ca gheața, limpede ca cristalul și dulce cum numai apa de munte putea fi. Mănăstirea le se păru mai mică decât și-o închipuiseră, dar în interior avea o îmbinare de culori nemaipomenite de albastru cu auriu, ceea ce i-a redus pentru moment la tăcere și contemplare, mai ales că în fața lor erau mormintele ctitorilor acestui local. A urmat fotografia de grup și apoi au plecat către Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, cea mai veche din localitate, unde se descoperise de curând și mormântul lui Basarab Vodă, adevăratul întemeietor al țării românești. Au ascultat cu mare atenție toate explicațiile ghidului și apoi au ieșit în curtea bisericii, moment în care suplinitorul deschise în sfârșit și el gura să le spună câte ceva despre cele văzute. Aici, când elevul dragul Harry, care pe tot parcursul drumului cu trenul îl tot sufluise cu diferite întrebări despre ceea ce urmau să viziteze, îl întrerupse tăios zicând: "Dar domn primitor, că acum le știm pe toate bine, că doar ce ni le-a explicat, am anunțit ghidul." La întoarcere în tren, suplinitorul Marinescu s-a retras singur într-un compartiment, iar elevii rămași singuri au început să cânte, cântece de veselie, cu chiote și strigăte. "Am iubit o fetișcană, de-am pierdut întreaga vară." Iar elevul îl întrerupse spunându-le: "Mai bine să cântăm altceva, că refrenul ăsta sună pe vestire sumbră, aceea ce ar putea urma și pentru ei, după pozna cu plecarea nocturnă din hotel." Apoi păgenarul și-a amintit că la un moment dat trenul se opri brusc și i-a zvârlit pe toți distropate într-alta. Motivul opririi era faptul că cineva trăsese semnalul de alarmă și acum conductorul trecea să verifice din ce vagon s-a tras semnalul. Cercetarea se sfârși cu constatarea că din compartimentul lor se trăsese acest semnal de alarmă, fapt care a rezultat asupra suplinitorului obligația de a plăti o amendă, deoarece el era răspunzător de faptele grupului de elevi, dar cine trăsese semnalul, nimeni nu părea că știe sau, mai bine spus, nu dorea să spună. A doua zi, ajuns la liceu, suplinitorul reclamă cazul către director și început scandalul și derularea unei anchete. Întrebările au fost despre plecarea din hotel pe timpul nopții și despre cine a tras semnalul de alarmă între. Au fost interogați atât prin chestionar scris, iar după ce acesta a fost citit de director, au fost chemați individual în birou, loc în care directorul le-a promis că dacă îi se spune cine a tras semnalul de alarmă, acela va avea o pedeapsă mai mică. La această încercare de a destina grupul, directorul constată că nu a reușit să corupă pe niciunul dintre ei, deoarece nu a aflat numele celui vinovat. Primul care a fost chemat în biroul directorului a fost chiar băjenarul, care după ce răspunsese la întrebări astfel încât să nu facă niciun rău colegilor, află chiar de la domnul director că cel căruia i-au făcut atâtea răutăți, profesorul suplinitor, este chiar nepotul inspectorului general din Ministerul Instrucțiunii Publice, ceea ce explica toată această mare supărare.
Directorul primise misiunea de a-i apăra onoarea acestui nepot de inspector, care fusese profesor la liceul Iorghelaru. Misiune care i-a atras antipatia tuturor elevilor și a tuturor profesorilor din liceu. A urmat un consiliu profesoral pentru deciderea unei pedepse cuvenite după o astfel de atitudine a elevilor, la care dirigintele lor, precum și majoritatea profesorilor, le găsire elevilor circunstanțe atenuante. Fapt care le enervă cu atât mai mult pe director, deoarece el primise misiunea de a-i pedepsi pe tineri cu cea mai mare sancțiune, aceea de a-i lăsa repetenți. Dirigintele lor făcu chiar o criză de nervi când înțelese că intenția directorului era de a elimina până la sfârșitul anului școlar, ceea ce ar fi urmat inevitabil de repetenție sau mai avea și propunerea de a le da nota rău la purtare pe trimestrul al treilea, ceea ce ar fi fost egal tot cu repetenția. Însuși, profesorul Atila a luat apărarea elevilor în fața acestui deznodământ dezastruos, dar directorul încheie consiliul cu decizia ca în această situație în care ei nu cade de comun acord să trimită cazul spre rezolvare către minister. Până la sosirea verdictului, orele s-au desfășurat fără probleme, elevii au participat la toate orele, au primit note, au dat teze, au luat note și au avut și mediile încheiate. Mai erau 2-3 zile până la terminarea cursurilor și cu o zi înainte de începerea examenului de final de clasă a 8-a, veni decizia care îi elimina pe elevi, dar le dădea dreptul de a susține din nou toate examenele de sfârșit la un liceu privat. Ce ironie, își aminti Băjenaru practic, cu toate că elevilor li se încheiase remediile la toate materiile, nu puteau să termine clasa a 8-a, deoarece în ultima zi a anului școlar au fost eliminați din liceu. Capitolul al 16-lea, clasa a 9-a modernă. Elevii au fost înscriși din oficiu la seminarul pedagogic universitar Titu Maiorescu pentru ca aceștia să susțină examenele de sfârșit de an școlar. Acolo au dat din nou tezele atâtor alții scris cu toți cu noi profesori. În ajutorul lor a sfârșit dirigintele lor Barosanu, care a explicat comisiei ce fel de elevi sunt cei care au fost puși în această situație și că sunt chiar niște elevi foarte bine pregătiți. Dar puțin cam copilăroși, asemeni majorității tinerilor de vârsta lor. Pe de altă parte, directorul Juzuică venise și el să-i convingă pe noi profesori din comisia de examinare că elevii sunt slab pregătiți, deoarece nu au fost atenți pe parcursul anilor, nerespectând autoritatea profesorilor, fapt ce atrăsese dezaprobarea și indignarea tuturor, chiar și din partea directorului de seminar. Examenele însă s-au desfășurat într-o atmosferă veselă, deoarece la aceste examinări au participat și câteva fete care învățau în sistemul particular și acestea erau foarte bine pregătite, frumoase și pline de viață. La examenul de latină, profesorul se numea chiar Gheorghe Lazăr, care, nedumerit de apariția noilor elevi, întrebă curios, ce este cu acești elevi nou trecuți în catalog? Iar răspunsul veni chiar de la elevul Păcenaru, care îi răspunse cu oarecare prietenie. Noi suntem aceia de la Gheorghe Lazăr, domnule profesor. Examenul a decurs foarte bine, toți elevii au trecut cu bine, au fost lăudați dirigintelui lor, iar Băjenaru s-a mintit că a terminat cu media 7 la această materie. La examenul de germană, profesorul, care era destul de sever, dicta un text, ocazie cu care ei au auzit de mai multe ori cuvântul coma. Toți credeau că acesta o fi personajul principal al textului, deoarece profesorul dicta și dicta și iar spunea coma, iar dicta iar coma, aflară până la final că înseamnă virgulă. Rezultatele la germană au fost bune, fapt ce îl surprinsese și lirită pe directorul Juzuică, care se tot aștepta să vadă cum elevii sunt lăsați corigenți
fapt care nu se întâmplase deloc. Au trecut toți, cu excepția câtorva care au rămas corigenți la matematică și la franceză, însă toți erau satisfăcuți de rezultatele obținute. Directorul Zuzuito, căutând să-i încurce cumva, îi ceru directorului de la seminar situația pentru a-i transfera pe elevi să susțină examenul de bacalaureat la liceul Gheorghe Lază. Însă nu reuși, deoarece directorul seminarului îi îndrăgi pe noi elevi. De aceea, dorea ca ei să susțină și bacalaureatul, tot în cadrul seminarului pedagogic. La afișarea rezultatelor finale, toți elevii trecuseră cu bine și au fost profund impresionați când îl văzură pe dirigintele lor, pe Barosanu, cum intra pe poartă cu pasul lui mari și grei și, felicitându-i, se adresă altor elevi veniți să afle și ei rezultatele colegilor de la liceul Gheorghe Lază, că ar trebui ca de acum încolo să se stea drept în fața acestui grup de elevi care, iată, au susținut de două ori examenele de sfârșit de clasa A8-a, adică în loc de 8 clase, au făcut 9. Directorul Jujuică atât insistă la minister încât obținut din nou transferul grupului de elevi de la seminarul pedagogic către liceul Gheorghe Lazăr, pentru că aici susține examenul de bacalaureat aici. Pentru acest examen, elevii au fost repartizați să susțină la liceul Sfântul Sava, unde directorul era un om, cum spuneau ei pe atunci, superior, deoarece era chiar faimosul profesor de limba română Ștefan Pop, care a înțeles acțiunea juvenilă a elevilor și, contrar rugămintilor directorului Juzuică, i-a protejat pe băieți. Capitolul 17. Vingt ans après. Povestea revine în actualitate și împătișează pe fostul elev Bojenaru stând pe banca din parcul Cisniciu, chiar în fața liceului și privind contemplativ, năpădit de atâtea amintiri. Doi dintre fostii săi colegi se apropiară de el și, observând că este adâncit în gânduri, îl treziră cântând: deșteaptă-te, Griguță, din somnul cel de moarte în care te adânciră atâtea amintiri. Ceasul era 6:10 și cei trei porniră, ca să nu întârzie nici de această dată, așa cum le era obiceiul, împreună spre intrarea principală, care acum era despărțită de parc cu două mari porți închise. Aici îi întâmpină portarul, Nae Constantin, care era la post, la fel ca și acum 20 de ani. Acesta le indică drumul și ei îl întrebară în glumă: de ce le închidea poarta când ei doreau să-ți mai chilească? Iar el le răspunse că da, ce era să fac, asta era ordinul. Au dat mâna cu el cu emoții și au intrat. În interiorul liceului era neschimbat, curat și frumos, ca și atunci când erau doar niște adolescenți frumoși și veseli. Se opriră în fața clasei pe care scria, la fel ca și atunci, clasa a 8-a modernă și se îndemnau cu amabilitate să intre celălalt primul. Punându-i până la urmă lui Bojenaru să-și facă o intrare demnă de un profesor de limba română, așa cum ajunsese el să fie acum. Băjinarul a deschis ușa larg și a strigat: ce înseamnă zgomotul ăsta infernal? Toată lumea în bani. Așa se așteaptă un profesor. După o clipă de liniște, toți îmbucniră în cor: intrați, că de când vă așteptăm? Glumele începură să curgă, aluzii la cheliile mai mari sau mai mici care se formaseră, facă iar o spălăria, facă din diverse motive haioase. S-au așezat toți în bănci exact ca atunci când fuseseră ele și îl trimiseră pe colegul Dragu să stea în capul scărilor și să le dea de știre când vin profesorii. În clasă continuară discuțiile, glumele, veștile noi, mărturisirile: ce ai mai făcut, cum îți merge, te-ai însurat, cât copii ai? La sosirea profesorilor, aceștia au fost salutați la fel ca și atunci, cu un răpăit uniform pe picioare trântite pe podea.
Barosanul, Atila, Dinu, Radian, Stoicescu, Tudor. Barosanul, care avea în mână catalogul fostei clase A8 moderne de acum 20 de ani, se urcă la catedră, iar ceilalți profesori se așezară pe scaunele dinainte pregătite pentru ei. Apoi, în glumă, Barosanul se adresă către elevul Ciurea, șeful clasei. Costache, de ce nu-mi dai absenții? Acesta îi răspunse că lipsesc cam mulți și că ar fi mai bine să facă dânsul apelul. Fiecare răspunse la apelul dirigintelui și îi spuse actuala profesie. Mulți erau avocați, unul doctor în medicină și chimie, alții absenți, care fuseseră capitan de cavalerie sau de infanterie și care erau decedați în război, iar alții grav răniți nu se prezentaseră. Unul dintre marii absenți era Ionaș Moscu, care fusese avocat, dar murise în urmă cu 5 ani, în urma unei operații. O clipă de liniște dureroasă se lăsă, deoarece nimănui, parcă, nu-i venea să creadă că Moscu nu mai era. Popescu Băzenaru Grigore, prezent, profesor de română. Toți profesorii zâmbiră, iar Barosanu remarcă că el era singurul care intră în branșa profesorilor. În final, Barozanu șterse fruntea și câteva lacrimi și spuse încet că, din păcate, profesorii se gândesc doar la materia pe care o predau și foarte puțin sau deloc la viața de zi a școlarului. Spunea cu adânc regret că profesorii ar trebui să vadă și dincolo de zidurile liceului, că, iată, elevii de azi pot fi eroii de mâine care, prin jertfa lor, au făcut posibilă această întâlnire. Apoi au ținut un moment de reculegere pentru cei dispăruți. Băzenarul plecă din clasă ultimă. Închise ușa încet, parcă cu teama de a nu trezi și alte amintiri adormite, care parcă puteau asemenea unor fantome. În parc, frunzele vâlneau, aerul era roșu în acel amur și poleia totul în jur. Totul se oglindea în geamurile sclipitoare ale liceului, parcă și ele înfricoșate de această nouă despărțire și de cel mai trist rămas bun.